Salutare, dragi prieteni și iadene din nou pe canalul meu de YouTube, Dan Praf, așa cum v-am obișnuit. Am văzut tot felul de întrebări în secțiunea comentarii. Am fost întrebat cam câte kilograme are aproximativ jardel. Toată lumea mă felicită pentru greutatea lui. Mă întreabă ce-i dau să mănânce. Am spus de atâtea ori și mă repet. În momentul de față, jardel mănâncă doar mălaiful alger, iarbă și lături. Lăturile fiind făcute din resturi de mâncare din alimentația familiei zilnică. Pâinea este de bază. Mere din acestea care pică după jos și cam atâta. Ați putut vedea în primele secunde ale videoclipului pe jardel întins în coteață, este de lung cât coteața, ba mai mult, o jumătate de cap este afară, deci el nu mai intră pe lungime în coteață. În înălțime o să vedeți imediat când atinge de aici de sus. În câteva zile eu voi mai elimina încă o bârnă din aceasta. Aici am o ruletă și voi încerca să măsor din nou lungimea și circumferința lui pentru a face pentru a estima o greutate al lui jardel, să zic așa. Cu ruleta eu am făcut test și cu cântarul și cu ruleta și nu am ajuns, să zicem, la același rezultat. A fost acolo. Cântarul, bineînțeles că a arătat exact. Mă refer la celălalt porc gimbirică și eu unul acolo am susținut că este mult mai greu, că are peste 500 de kilograme, dar într-un final când l-am pus pe cântar cu toții am văzut că a avut 430 de kilograme la cântărire după ce l-am sacrificat. Așadar, eu o să încerc să măsor din vârful, din fruntele aici, dintre urechi până la baza cozii, lungimea, așa se măsoară, și circumferința. Formula de calcul este G-ul, adică greutatea, este egală cu circumferința ori circumferința, adică de două ori, da? C ori C, ori lungimea, ori 69,3. După ce mulțiți toate acestea, vă va da greutatea estimată cu plus și minus a porcului. Să nu mai lungim, să-l trezim pe jardel și să îl măsurăm. Observați că atinge de sus. Am să încerc să-l măsor, cum am promis. Deci de aici, din frunte. Lungime. Băiatul ăsta, da. Deci încă o dată, 195 de centimetri lungime. Și circumferință vom afla imediat, o să-i pun ceva să mănânce aici. Cei care nu vă cunoașteți animalele
Și vrea să cântăriți... Să aflați greutatea porcului prin măsurare, aveți mare grijă. Deci, cu ruleta întinsă, 190 de centimetri. Eu nu am acum la îndemână un calculator. Vă las pe voi să calculați greutatea exactă și aștept părerile voastre în secțiunea comentarii. Deci, încă o dată mă repet, lungime 195. Iar circumferința 190. Formula de calcul, încă o dată vă spun, greutatea este egală cu circumferința ori circumferința, ori lungimea, ori 69,3. Este egal cu calculul pe care îl faceți dumneavoastră. Până data viitoare, dragii mei, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să distribuiți. Numai bine, Doamne ajută!